Zeci de sălăjeni au ajuns în ultimele zile la spitalul de urgență Zalău cu mâini și picioare rupte după ce au alunecat pe gheață și zăpadă. Temperaturile scăzute anunțate și pentru zilele următoare ar putea face ca secția de ortopedie să fie supra-solicitată. 80 de persoane au avut nevoie de îngrijirile medicilor prezentând plăci, fracturi, entorse, contuzii, traumatisme. Persoanele de vârsta a treia sunt cele mai predispuse la astfel de accidente. Secția de ortopedie de la Spitalul de Urgențe Zalău s-ar putea aglomera în perioada următoare, susțin medicii. Aceștia încearcă pe cât posibil să scurteze timpul de spitalizare al pacienților pentru a face loc noilor cazuri care ajung cu fracturi grave și care au nevoie de intervenții chirurgicale complexe. Cum iarna nu-i ca vara, aveți grijă pe unde călcați pentru a nu ajunge la urgență.